poate pleca pe contraatac. Frumoasă această pasă pentru Adrian Popa. Popa, dribling al lui Adrian Popa și lui Popa, gol! Este 1-0, minutul 24. Adrian Popa reușește să deschide. Popa, dribling la interior, șut cu stângul, la colțul lung, iată cât de bine se duce aici Popa, care îl întoarce pe Batin, șut din unghi, un unghi destul de închis, dar a găsit acolo colțul lung, aproape de rădăcina barei și iată, avem deschidere de scor.